găsit, dragii mei! După cum vedeți, astăzi sunt înconjurată numai de flori minunate care aparțin lui George Bunda, omul de afaceri care și-a transformat pasiunea pentru horticultură într-o afacere de succes. Aceste grădini fabuloase dau culoare superbei sale vile de pe malul Znagov. Haideți să facem cunoștință cu George. Mulțumim mult că ne-am întâlnit în această zi, zic eu, aniversare, că e mini-vacanța de 1 mai, într-o așa peisaj. Îmi pare bine! Trandafir, lalele, narcise, zambile, tot soiul de flori. În principiu, afacerea mea principală sunt bulbii de flori, deci așa, eu asta fac. Văd foarte multă culoare, combinații inedite, lalele, portocaliu roșu. Sunteți un fericit, un mic paradis aproape de casă. Da, mulțumesc. Asta mi-am dorit, ce să vă spun. Și la fel cum bine ați precizat, cum ați menționat, am transformat-o într-un business. Și văd că funcționează. Am reușit să îmi fac fericiți foarte mulți conaționali care mă urmăresc în rețelele de Facebook. Dau tot soiul de sfaturi ca să aibă grădini de vis. Am ajuns în cea de-a doua mini-grădină, cea mică, chiar de lângă casă. Unde cred că priveliștea face totul, verdeață cum era și normal, nu? Și oaza aia de liniște, cred că acesta a fost tatuul, nu? Da, de-abia acum începe să înverzească. Am ajuns în casa dumneavoastră, unde este extrem de cald și văd că ați păstrat cam o cromatică, culori pastel, crem, alb, lumină, multă. Da, am încercat să confere intimitate și relaxare într-un spațiu totuși suficient de generos. Florile la loc de cinste. E o îmbinare între acest travertin și piatra asta semiprețioasă care se cheamă Onyx. O știe toată lumea, de fapt, nu? Și e retroiluminată. A fost o idee de-a mea și văd că... Și știu care și cred că mi-a ieșit destul de bine. Folosiți șemineu sau e doar nu, îl folosesc, e în formă. E în formă. Bine, acum nu e suficient de rece ca să îi dau drumul, dar e funcțional. Mini biroul de bară. Le-am împletit pe toate, așa cum vă spuneam. Florile cu business-ul, cu casa, iarăși cu biroul și... Și gătiți? Poftiți? Gătiți? Văd că aveți o bucătărie. E funcțională? Foarte puțin. Am o doamnă care se ocupă. Nu. Chiar să și gătesc nu mai îmi permite vremea. Deci nu mai micul, poate cafeaua și... Vă dați seama, mă ocup de flori la Znagov, mă ocup de construcții în Dorobanți și când aș mai avea vreme să și gătesc, să fac și... Ați fi chiar mult zi funcțional. Și acum ajungem în dormitorul unui om de afaceri care spuneați că... Aveți timp și pentru dumneavoastră, dar mai mult pentru flori. Exact. Și aveți culoare și aici la dumneavoastră în dormitor. Acele mănuși? Da, mai fac sport și sunt de la Mike Tyson cu autograful lui. Ne-am cunoscut, e o plăcere și ne-am păstrat aici. Dumnezeu e în tot și în toate și... Eu sunt un creștin ortodox, fără laudă. Și credeți atât că nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu? Nu, nimic nu se poate fără Dumnezeu. Nimic nu e întâmplător. Crucifixul ăsta, m-am mers într-un loc să cumpăr nu știu ce materiale de construcții și l-avea aruncat la gunoi. Și zic, dom'le, aș putea să o cumpăr cât mă costă? Dă, dom'le, și dumneata cât vrei. Am dat omului 1 milion și am dat. Până ajungem în zona de relaxare, unde este priveliștea absolut magnifică, văd că v-ați aranjat așa un colț mai baroc. Exact, o tablouri rococo, câteva tablouri pictate de un pictor în viață, contemporan de al nostru, Cornel Bursanu, prietenul al meu care pictează la Paris. Și da, colțul ăsta e așa... Dedicat artei. Am ajuns aici în locul unde spuneam că... liniștea și relaxarea e la ea acasă, unde mai vin prietenii, spuneați, mai stați și dumneavoastră la relaxare, un jacuzzi e binevenit într-o casă de om de afaceri, nu? Iarna probabil că e și mai ok să faci un jacuzzi, știți, și eventual să ieși un pic afară, în frig. Da, 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 te călește. Sistemul imunitar. Da, da, da.
Alioșa nu răcește, Alioșa să călește, știți cum e. Pregătit pentru o petrecere, pahare, un pahar de vorbă, prieteni, nu? Da, da. Și când o să avem ocazia la vară, când ne invitați, să ne bucurăm de piscină. Avem... Cea mai mare recompensă, cred că sunt aprecierile și comentariile oamenilor care au cumpărat și au adevărate grădini acasă cu bulbina voastră, nu? Exact, am rămas și eu stupefiat, pot să vă spun, pentru că mi-am făcut o pagină oficială, așa, Flori, Grădini, România, nu știu ce, nu știu cum, și deja am aproape 300 de mii de oameni care mă urmăresc. 300 de mii de oameni. Înseamnă că sunt mulți iubitori exact. De plante, de natură, de frumos. Da, da. Și peste 25 de mii de clienți care au cumpărat de la noi și care ne-au devenit prieteni. Să știți că a fost o călătorie așa colorată cu parfum de flori. Vă mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră și în grădinile fabuloase. Să aveți succes în afaceri și la vară venim, să știți. Vă mulțumesc mult și vă aștept cu drag oricând. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminică într-o altă casă de vedetă.